Începe așadar în acest moment Dacia Unirea Brăila Rapid. Spuneam, o partidă extrem de importantă. Se mai joacă de la aceeași oră Dunărea Călăraș Sport Club Bacău și Farul Constanța Academica Pinceni. Am să vă țin la curent cu Rezulin, care are mai multă experiență și îl poate ține mai bine probabil pe frunză. Cred că acesta, la acest lucru s-a gândit Dan Alex sau Vigen Careu. Respinge Nicolae Vasile. Nu a venit nimeni pe bara a doua, iar capitanul Rapidului a reușit să respingă. Minge se de periculoasă un șut acum prins de Drăghia și Cicașul. Minge un punct de meci pentru Dacia Unirea Brăila. Iată ce 1-2 reușesc Pușcașul și Frunză. Este o echipă de calitate, Dacia Unirea Brăila. Foarte adversă după acea fază din secunda 30 și dă pe lângă minge Tudoran, Iulian Popa e scoasă cam moale înapoi și poate cu un contratac, vedem că Pușcașul a plecat cu Frunză, celălalt plan, Pușcașul nu reușește să-i trimite lui Sorin Frunză, care probabil le-a dat emoții suporterilor rapidiști. Pușcașul reușește să treacă de Torres, Pușcașul, concentrare, muscă, reușește să trimită Frunză în fața porții. Panic. O dată faza de mai devreme. Vedem. Bine, centrarea destul de bună, a respins Abrămia șut, scoate extraordinar Abrămia. Cea mai mare ocazie, șutul lui Frunză, scos de Drăghia cu vârful degetelor, preluare bună și ce șut în diagonală, deviat ușor. Reflex al lui Drăghia, la morar. Lovește cuniță peste față, este o lovitură al lui Vlad Morar. Să vedem decizia lui Vladinovici. O lovire cu botul la lui Pușcașu de carton. Și o minge care ajunge în brațele lui Mitrea. Repune greșit mingea în joc, Tudoran reușește să recupereze, blocat de Stănciulescu. Petean pentru Olenic. Avansează Olenic, îi lasă lui Frunză, centrarea lui Frunză, Onofraș în careu. Mădălin Martin, atenție, penaltul. Și să vedem cartonașul galben pentru Mădălin Martin. Mădălin Martin l-a și dus în spate, iată o dată faza. Da. Cam fault. Adevărat, e o diferență de înălțime între cei doi, dar ne-am jucătorii cad foarte ușor în ziua de azi. Iată, promovarea nu mai pare atât de accesibilă în acest moment. Centrarea lui Iulian Popa, foarte bună, Încoi! Ce ratare! Ce ratare a lui Încoi, minutul 54. Coi putea aduce egalarea, o centrare perfectă a lui Iulian Popa. I-a pus mingea pe cap, nu era nevoie de atâta forță în echipul ATP împreună, mă refer. A fost amânată, trebuia să joace la 11.30, pas acum pentru Onofraș. Centrarea lui Onofraș parcă a rămas în pic în gazon muscă, oricum centrarea cred că a fost puțin prea înaltă. Vedem faza de mai devreme, prea înaltă această centrare, nu ar fi ajuns-o nici cu muscă. Ei face Sevilla Betis, spectacol de culoare. Stănciulescu, care Stănciulescu scoate pentru Olenic, șut deviat la corner.
frumoasă faza făcută de Stănciulescu, fundașul stânga. E deviată de Raiciu. Această fază fixă pe care Roșu o execută. Centrarea lui Roșu, minge respinsă de Boi. Centrare acum, minge ajunge pe colțul lung, Roșu nu reușește să preia, balonul rămâne în teren și este gol! Gol! Marchează Sorin Frunză, minutul 78. Brăila lămurește definitiv situația câștigătoare din acest meci. Sorin Frunză, cel mai bun jucător. Balistul intrat în locul lui Tudoran. Încă o dată faza înseamnă să aduci mulți jucători în careu. Roșu cu o centrare perfectă pentru Frunză, care cu latul nu-i dă nicio șansă lui Drăghia. Roșut din prima. Enciu, de unul singur, continuă Enciu, se hotărăște să închidă acțiunea cu acest șut cu stângul. Însă pe lângă poartă. Vine centrarea și se termină partida. Brăila câștigă cu 2-0 în fața Rapidului. Rapid cade pe 2 după această etapă. Brăila vine la 3 puncte de primele locuri. Roșu din penalti și Frunză cu 78, marcatorii celor 2 goluri.